preșcolarii din localitatea Moara s-au pregătit pentru întâlnirea din acest an cu Moș Crăciun din timp. Fiecare dintre ei a învățat fie un cântecel, fie o poezie, pentru a primi ceva din tolba moșului. Moș Crăciun, Moș Crăciun, bun și iubit, bine, bine ai venit. Da? Da, scabre două. Da, scabre două. Ce se au în casă de povesti? Vrei ceva când au ies? Deci eu i-a fost cu minte, nu i-a stat cu mama minte, când îmi spune dau tăiagă, când îmi spune dau tăiagă, se iubea ea mă seagă. Cadouri au mai primit și elevii tuturor școlilor din comuna Moara. Am auzit că a fost cuvinț, moșul a fost pe la mine la primărie și n-a putut să meargă la fiecare școală și m-a întărcinat pe mine ca să fiu distribuitorul, ca să zic așa. Doamna directoare a mulțumit mie, nu mie trebuia să mulțumesc, ci lui Moșu, pentru că el e bun și darnic. Moș Crăciun a fost ceva mai darnic anul acesta la Moara. Fiecare elev a primit câte două cadouri, unul din partea primăriei Moara și unul oferit de o societate comercială. Am pregătit aproximativ 600 de pachete pentru toți elevii din școlile din Moara Carp, Liteni, Frumoasa, Vorniceni și, bineînțeles, Moaranică. Pe această cale vreau să mulțumesc și firmei care vor să construiască acele eoliene care ne-au sponsorizat și ei cu un pachetel. De aceea fiecare copil va avea câte două pachetele, de fapt, unul din partea noastră a primăriei și unul din partea dumneavoastră.